intitulează Visul unui burlac gurmand. Ia să ne spune. M-am săturat să fiu burlac, mâncare numai eu să fac. Aș vrea o soață să-mi gătească doar pentru mine, să trăiască, să fie grasă și zglobie, să stea mereu la datorie în mână cu o farfurie. Cu treburi în bucătărie. Și dacă merge bine treaba și voi fi fericit, vă jur, iubiții mei, confrați, că pun și la clocii. Să-mi facă o ușoare, la orice sărutare, să fie găinușă, să o pup mereu pe gușă. Și dacă-i tot așa, vă jur că pe viitor o fac incubator. Nu vreau Chanel, vreau ceapă și vine pe tocate. Ea este pentru mine doar cartea de bucate. Și aș mai vrea cu foc nevasta mea pe șale să aibă atârnat o oală cu sarmale. Ia uite, o adevărată actriță, doamna Ala Ciobotari, mulțumim de tot. Nu mai avem timp la dispoziție, dar interpretează extraordinar de frumos.